Comitetul Național de Conducere al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat de sâmbătă, țărăniștii au stabilit ca partidul să participe la alegerile europarlamentare sub siglă proprie și pe liste proprii, dar nu este exclusă nicio eventuală alianță de dreapta cu Forța Civică, Partidul Mișcarea Populară sau PDL. Potrivit liderului PNCCD, cea de-a doua opțiune a partidului este de a realiza o alianță de dreapta, dar numai sub rezerva ca această alianță să se constituie pe baza principiilor și valorilor promovate de modelul Corneliu Coposu. Prima opțiune a partidului este aceea de a merge singur la alegerile europarlamentare din 2014. PNCCD, în această situație, va avea un singur partener, electoratul din România, oamenii care vor să-și dea votul pentru valori și principii tradiționale. Asta este prima opțiune, a declarat Aureliu Pavelescu într-o conferință de presă. Potrivit liderului PNCCD Sălaj, Nicolae Joldoș, partidul nu a renunțat întru totul la Alianța Dreptate și Adevăr, însă din cauza faptului că Alianța a avut probleme de înregistrare, s-au decis ca la europarlamentare să meargă pe cont propriu sau să participe împreună cu Alianța Da, dar ca alianță electorală. Prima opțiune a partidului, rezoluția care am adoptat, este să mergem singuri în alegeri, dar nu înseamnă că nu suntem deschiși să facem alte alianțe. Alianța Da nu a putut fi înregistrată, n-a fost înregistrată ca și alianță, doar alianță politică neregistrată legal.